Klaus Iohannis a dat peste cap programul festivităților dedicate împlinirii a 30 de ani de independență a Moldovei. Șeful statului nu a putut să ajungă la timp la Chișinău din cauza ceții. Într-o situație similară s-a aflat și președintele ucrainian Volodymyr Zelensky cu detalii despre evenimentul la care trebuia să participe și Klaus Iohannis. Vine chiar acum colega mea Gabriela Mihai. Bună, Gabi, te urmărim. Am găsit în aceste momente președintele României Klaus Iohannis să participă la ceremonia organizată cu ocazia Ziua Independenței Republicii Moldova la Chișinău. A ajuns în cele din urmă acolo în contextul în care șeful statului a întârziat din cauza faptului că pe aeroportul din Chișinău a fost ceață densă și aeronavele de mici dimensiuni nu puteau ateriza. Prin urmare, președintele României Klaus Iohannis și-a amânat plecarea cu câteva ore și a primit acea permisiune de decolare de la noi pentru a putea ateriza acolo în jurul orei 11. În aceea situație s-a aflat și președintele ucrainean, însă important de menționat este că acolo se afla președintele Republicii Polone, care a fost invitat încă de ieri. Astfel că ceremonia ar fi trebuit să înceapă în această dimineață în jurul orei 9, însă din cauza faptului că cei doi șefi de stat nu au putut ajunge din cauza condițiilor meteo nefavorabile de pe aeroportul din Chișinău, aceștia au ajuns cu întârziere. În aceste momente, așa cum spuneam, se desfășoară parada militară, ceremonia care are loc la Chișinău, iar ceva mai târziu va avea loc o serie de activități și la final și o declarație de presă comună a celor patru președinți.